Binecuvântat să fie Domnul! Amen. Să deschidem împreună, frați și surori, Cartea Domnului, Scriptura, la a doua epistola lui Petru, la capitolul 3, pagina biblică pentru cei care aveți traducerea Cornelescu, 1198, și cu ajutorul Domnului doresc să citesc câteva versete, începând cu versetul 9. Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Prin marea bunătate și îndurarea Domnului suntem și în seara aceasta în casa Lui și putem spune toți cei ce iubesc pe Domnul, măriți să fie Domnul. Numele Lui un nume măreț, plin de slavă. Spune Scriptura că faima Lui e mare, dar, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. E așa de mare faima Lui că nici n-am putut și nu putem noi să o cuprindem în vremea aceasta cât de mare e faima Domnului. Tocmai de aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și mulțumim că și în vremea aceasta Duhul Sfânt lucrează, glorie Domnului. Vă rog să nu uitați că suntem în prezența Lui Dumnezeu. Suntem în prezența Evangheliei, care este puterea Lui Dumnezeu. Și suntem în prezența Duhului Sfânt, care ne cercetează și în seara aceasta, glorie Domnului. Am auzit de frumoasa dorința dumneavoastră, începând de mâine, să intrați înaintea Domnului cu rugăciune și stăruință, ca Dumnezeu în continuare să-și umple biserica sa de Duhul Sfânt și să boteze cu Duhul Sfânt. Laudă Domnului pentru lucrul acesta! Săptămâna care s-a scurs, am trecut printr-o biserică câteva seri și acolo Dumnezeu s-a îndurat de aproximativ 20 de tineri care Dumnezeu i-a perceptuit pentru împărăția Lui. Fie ca numărul să crească aici și să fie plută de biserica de Duhul lui Dumnezeu. Amin, amin. Cum spunea fratele păstor, Domnul botează și azi glorie Lui. Amin. Și mulțumim Domnului că se îndură de noi, de copiii noștri, de nepoții noștri și pentru aceasta se merită să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Sau cum spunea David într-o împrejurare, trăiască Domnul și binecuvântată fie stânca mântuirii mele, a Domnului să fie lauda. În seara aceasta suntem din nou în fața Evangheliei. Cântările le-am ascultat, fie ca Dumnezeu să lucreze în viața lor prin cântarea și versurile cântării. Amen. Să fie mângăiere și întărire pentru fiecare, ridicare din starea în care este și toate în numele Domnului Iisus Hristos. În ce privește cuvântul Evangheliei, spune cuvântul Domnului la Iacov și aș dori să citesc la capitolul 1, cuvinte cunoscute de dumneavoastră, că sunteți oameni care cercetați Scripturile, versetul 21 spune astfel, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Cum trebuie să fie atitudinea noastră față de cuvânt? Să-L primim cu blândețe. Vedeți, dumneavoastră, ne bucurăm când ascultăm cântările, versurile de poezie, iar când ascultăm cuvântul, să fim oamenii gata ca să-L primim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune cuvântul Domnului aici, Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui. Dumneavoastră știți bine că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a făcut frumoase făgăduințe, sfinte făgăduințe. Dar stă scris în cartea Domnului că una dintre făgăduințele sale sau printre alte făgăduințe care Domnul le-a rostit, spune în capitolul 14 de la Ioan următoarele cuvinte, versul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și a plecat. Slăvit să fie Domnul. Păi mulțumim că este acolo la dreapta tatălui. Și nu stă degeaba, este mijlocitor între noi și Dumnezeu, dar totodată are în vedere și un loc să ne pregătească. Domnul fie binecuvântat! Slavă. Și vă rog să ascultați după aceea ce făgăduință face Domnul. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul fie slăvit! Amin. Dumneavoastră mai credeți că Domnul Iisus se întoarce să ne ducă acolo unde a pregătit locul? Domnul să fie lăudat!
Mi-aduc aminte de un poet de cântare care spune: venirea lui, a Domnului, e aproape. E aproape, numele lui fie binecuvântat. Și spune aici cuvântul Domnului că Dumnezeu nu întârzie la împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Tot în Ioan 14 spunea Domnul Iisus Hristos, tot cu privire la această făgăduință, versetul 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dumnezeu să ne mărească credința. Credeți că se întoarce Domnul Iisus? Sunt aproape 2000 de ani de când au fost rostite aceste cuvinte, dar știm un lucru, Dumnezeu nu poate să mintă. Cuvântul lui este da și amin. Și dacă a spus că vine, știm că va veni, numele Domnului să fie lăudat. Mai citesc un cuvânt. În Faptele Apostolilor, la capitolul 1, spune cuvântul Domnului că după ce s-a înălțat Domnul Iisus la cer, ucenicii stăteau cu ochii pironiți în sus și spune în versetul 11, s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, deci ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Vă rog să nu uitați și aveți credință în cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos va veni din nou, numele Lui fie binecuvântat. Sau în Apocalipsa, cuvântul Domnului vorbește la capitolul 1 și spune următoarele cuvinte, și acestea cunoscute de dumneavoastră, versul 7, capitolul 1 cu 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da? Amin! Domnul vine, mărit să fie numele! Tocmai de aceea, strânși în această seară în locul acesta, aș dori să ne gândim la Domnul Iisus Hristos, la cuvântul Său, la făgăduințele Sale și în vremea aceasta, așa cum s-a citit aici, spune Scriptura că El are îndelungă răbdare pentru voi, adică pentru noi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, așa să ne ajute Domnul. Și acum, la începutul anului, chiar dacă s-au scurs 15-16 zile, nu uitați, suntem chemați anul acesta, prin îndurarea Domnului, să trăim pocăința. Dumnezeu să ne ajute! Mi-aduc aminte de o situație, așa, niște copilași ca aceștia stăteau pe malul apei și jucau cărți. Un copil din biserică, un tânăr, s-a dus și el și s-a apropiat de ei să vadă ce fac acolo. La care unul dintre cei de acolo care jucau cărți a zis: tu ești pocăit? Tu n-ai voie. Așa să ne ajute Domnul să trăim pocăința. Nu să purtăm eticheta pocăit, să trăim pocăința ferindu-ne de tot ce este rău. Doamne, ajută la aceasta! Amin. Și citesc următoarele versuri care spune: ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. De câte ori citesc versetul acesta, aproape întotdeauna mi-aduc aminte de mărturia unui frate pe care l-am cunoscut foarte bine. E plecat la Domnul. El s-a întors la Domnul în urma unui vis. În localitatea unde el a trăit, unde a crescut o perioadă și a trăit o perioadă, nu era frați și surori la pocăință. Dar după anumit timp, undeva în jurul vârstei de 18 ani, s-a format un grup de câteva surori, două, trei surori, care citind Biblia s-au început să se roage Domnului și în smerenie să caute fața Domnului. Au fost vizitați de alți slujitori de la oraș, cum se întâmplă și astăzi, că orășenii trimit lucrători în stânga și în dreapta și zicem: Domnul se însoțească. Făcând o paranteză, nu uitați niciodată să vă rugați pentru slujitorii care vi-a dat Domnul, chiar dacă sunt acasă, chiar dacă sunt plecați, ca Dumnezeu să-și întărească mărturia Sa cu semne, minuni și tămăduiri în numele Domnului Iisus. Doamne, ajută! Amen. Și femeile acelea au primit și botezul și într-o bună zi una a zis: vecine, hai cu noi hai cu noi în seara asta să citim din Scriptură, să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Și a refuzat-o, și a refuzat-o, și a refuzat-o de mai multe ori. Până într-o zi, fiindu-i deja rușine de atâta insistență, a zis: am să vin seara aceasta. Și surorile acelea, cred că așa și cele de la Deva, când s-au întâlnit unele cu altele, acolo în locuința aceea a ajuns și tânărul acesta, au luat Scriptura și au început să citească din Scriptură. După aceea, una dintre ele a zis: măi, surorilor, avem aici un bărbat, nu se cade să citim noi.
Ia tinere și citește tu din Scriptură. Și a întins Biblia și el a deschis-o. Și a început să citească de la versetul 1 din acest capitol, capitolul 3. Când a ajuns la versetul 10 și a început să citească că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde, i s-a făcut rău. A leșinat efectiv. L-au stropit, i-au dat câteva palme și a revenit. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Și vreau să vă spun ceva. A mărturisit atunci și a zis, ceea ce eu am citit aici, am visat azi noapte. Ce ai visat? Am visat că eram deasupra pământului, am visat că pământul a luat foc și mă gândeam, Doamne, unde să scap? Și cu groaza aceea, cu spaima aceea s-a trezit. Și a fost seara în care el n-a mai refuzat invitația, a venit la acel grup de surori de rugăciune, când i s-a deschis lui Scriptura să citească, a citit aceste versete și din ziua aceea s-a hotărât pentru Domnul. A încheiat legământ cu Domnul, Dumnezeu l-a chemat în lucrare, l-a binecuvântat și slăvim pe Domnul că lucrează când într-un fel, când în altul, vorbește când într-un fel, când în altul, fie ca omul de la Deva să ia aminte. Tot el îmi spunea, dumnealui îmi spunea, ca să închei subiectul acesta așa, mi-a plăcut mult când mi-a mărturisit, că a venit războiul. A primit ordin de concentrare și și-a băgat bilețelul aici la buzunar, la haină, chiar el mărturisea la partea dreaptă, stângă, și ce m-am dus la rugăciune și nu știa nimeni nimic. Și Duhul Sfânt a strigat printr-o soră, care erau acolo ele, de ele, Franț, nu te teme, pentru tine în războiul acesta nu s-a fabricat glonț. A rămas surprins de modul în care Dumnezeu i-a vorbit. Nu știa nimeni ce are el în buzunar decât el și poștașul. Dar Dumnezeu cunoaște totul și lucrurile ascunse ale inimii. De aceea să ne deschidem inimile înaintea Domnului și stările noastre apăsătoare, îngrijorările, poverile, frământările vieții, hai să le lăsăm la picioarele Domnului Iisus Hristos, că El însuși va îngriji de fiecare dintre noi, mărit să fie Domnul, și se îngrijește că-i Dumnezeu atotputernic, a Lui să fie slava în veci. Aveți dar încredere în acest Dumnezeu și Dumnezeu să ne mărească credința. Vreau să vă spun că am mers cu frontul în est, s-a întors înapoi și nici măcar rănit n-a fost, că Dumnezeu își ține cuvântul. Cu un așa Dumnezeu, dragii mei, avem noi de-a face și în această seară, care a prevestit lucrurile viitoare și într-o vreme ca aceasta, când auzim atâtea vești și mass media ne transmite atâtea lucruri care de multe ori ne spăimântă, ne îngrijorează, ne preocupă, de multe ori aud frați spunând, mă, deja nu mai mă gândesc la mine, dar uite, mă gândesc la nepoții mei sau mă gândesc la copiii mei, cu ei ce-o fi? Aduceți-vă aminte, dragi frați și surori, că într-o împrejurare așa se gândeau și evreii când au ajuns în pustie. Și ziceau ei, când au venit cele 12 iscoade, ce o să fie de copiii noștri? Ei, dragii mei, tocmai copiilor au intrat în țara făgăduinței. De aceea aveți credință în Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă fiecăruia dintre noi. Numele Lui fie binecuvântat. În Noul Testament avem un pasaj așa de frumos. În Faptele Apostolului, la capitolul 4, spune Scriptura următoarele, că Petru și Ioan au stat în fața Sinedrului, pentru că Dumnezeu i-a folosit în vederea vindecării unei persoane. Au fost cercetați, au fost amenințați să nu mai vorbească numele Domnului și apoi li s-a dat drumul. S-au dus la lor, au păstrat legătura frățească, așa să ne ajute Domnul și anul acesta. Legătura frățească să nu fie frântă, face parte, dragii mei, din aceea viață de cei din tâi creștini care iubeau legătura frățească. Doamne, ajută-ne! Și le-a istorisit ce s-a întâmplat. Și după ce le-a istorisit, ce să facă? Păi să aducă la cunoștința Domnului problema lor. Și au început să se roage. În rugăciunea lor, în partea a doua rugăciune, spune Scriptura în versetul 29 următoarele. Fapte 4:29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Noi în vremea aceasta ce trebuie să facem? Ce au făcut cei dintâi creștini? Doamne, uită-te ce amenințări! Și virgulă! Am încredințat în mâna Domnului toată lucrarea aceasta, toate stările acestea, amenințările acestea, dacă vreți, indiferent sub ce formă sau natură, dar ei se roagă mai departe deja cu totul la altă direcție și schimbă direcția rugăciunii.
Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Amin. Amin. Vreți să facem ca cei dintâi creștini? Amin. Haideți, dragii mei, amenințările să nu ne sperie. Încredințăm aceste lucruri în mâna Domnului și știm că El ne va purta de grijă, mărit să fie Domnul. Slavă. Și apoi, aduceți-vă aminte și de Psalmul 23. Chiar dacă a fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem că tu ești cu mine. Credeți lucrul acesta? Amen. Sunt convins că printre dumneavoastră sunt persoane care au trecut prin valea umbrei morții în scursul vieții. Dar mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat. A lui să fie slava. Și mulțumim lui Dumnezeu că e lângă noi. Spune Iov următoarele la capitolul 9 și aș dori să citesc versetul 11. Astfel, iată, El, Dumnezeu, El trece pe lângă mine și nu-L văd. Se duce și nu-L zăresc. Și El este acela care trece și în seara aceasta pe aici, pe lângă dumneatale. Nu-L vedem, nu-L zărim, dar El este acela care prin Evanghelie și Duhul Sfânt ne cercetează, mărit să fie Domnul și a Lui să fie slava. Și citesc în cuvântul Domnului ce spune mai departe. Dă putere robilor tăi să vetească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și asta îmi doresc să fie rugăciunea noastră în vremurile acestea. Doamne, ai ridicat bărbați care să vestească Evanghelia. Dă-le îndrăzneală și autoritate să vestească fără frică taina Evangheliei, ca toți din jur să audă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Domnul și Mântuitorul nostru. Numele Lui fie binecuvântat. Și apoi, spune Scriptura, și întindeți mâna. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus, glorie Domnului. Și după ce s-au rugat ei în forma aceasta, după ce și-au încredințat ei starea și viața lor în mâna lui Dumnezeu, au pus accent pe lucrarea Domnului și pe vestirea Evangheliei și să-și facă Domnul numele de slavă, spune Scriptura că s-a întâmplat un lucru. Ce-mi doresc să se întâmple și seara aceasta și în continuare de mâine, în fiecare seară. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, glorie Domnului! Fie ca Dumnezeu să vă umple pe toți de Duhul Sfânt și dacă îmi dați voie să ne umple pe toți de Duhul Sfânt și în vremea aceasta să trăim o viață sfântă, că suntem chemați să fim sare și lumină pe pământul acesta, binecuvântat să fie Domnul! Revenim la cuvântul Domnului de la Apostolul Petru, care el îl spunea, și continuăm citirea și spune Scriptura, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și dragii mei, am început un nou an. Aș vrea să fim mai diverși decât anul trecut. Decât anii care s-au scurs să fim cu totul altceva. Și spune aici Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și spune Petru următoarele, prin Duhul vorbește, printr-o purtare sfântă, Doamne ajută-ne! Amen. O purtare sfântă, o purtare demnă de copila lui Dumnezeu, o purtare demnă de fiul a Tatălui care este în slavă, numele Lui fie binecuvântat. Amen. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o vreme care păcatul și negura păcatului întunecă mințile oamenilor și prin faptele care le săvârșesc arată a cui fi sunt, dar Biserica Domnului prin Harul lui Dumnezeu a primit o lumină. Și spune Ioan în capitolul 1 și doresc să citesc lucrul acesta despre lumina aceea care a venit în lume și spune în versetul 9, lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume și această lumină este Domnul Iisus Hristos care ne-a luminat mintea, ne-a luminat inima să cunoaștem dragostea Tatălui, a făcut din noi copiii Lui și vrea să avem o purtare sfântă. Doamne ajută la aceasta! Nu spune Scriptura, fiți sfinți în toată purtarea voastră, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Știți dumneavoastră că cel care contribuie la sfințirea noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este și sângele Domnului Iisus Hristos, dar avem și noi o parte. Și partea noastră să ne o facem, dragii mei. Dacă eu săvârșesc un păcat și dumneavoastră toți mă vedeți, veți spune, fratele Gigi a săvârșit un păcat, este un păcătos. Dar dacă am posibilitatea să fac păcatul și mă feresc de el și nu-l săvârșesc, de fapt ce fac? Mă sfințesc pentru Domnul, așa să ne ajute Domnul. Fugiți de păcat,
Evitați păcatul, nu-l acceptați în viața dumneavoastră, în gândirea și în inima dumneavoastră. Rămâneți sfinți pentru Domnul, despărțiți de păcat și dacă ceva trebuie să fie în inima noastră, să lipsească ceva, să lipsească păcatul, să lipsească fără de legea, să lipsească nelegiuirea, Doamne ajută-ne și să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu printr-o viață sfântă, Dumnezeu să ne ajute. Spune mai departe, și evlavioasă. Oamenii evlavioși n-au probleme cu venitul la casa Domnului. Oamenii evlavioși n-au probleme cu cititul Scripturii. Oamenii evlavioși n-au probleme cu venitul la repetiție. Oamenii evlavioși n-au probleme când este gata să întindă o mână de ajutor. Oamenii evlavioși mai fac ceva pe lângă multe altele. Citim în Cartea Domnului la 2 Corinteni și spune Scriptura următoarele. Vreți să faceți un bine la fratele păstor sau la fratele păstor sau la ceilalți? Ascultați cuvântul Domnului. Spune Scriptura la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 11. Pavel, apostolul neamurilor, declară și scrie așa. Voi înși vă ne veți ajuta. De vreți să ajutați pe slujitorii Evangheliei. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Amen. Dragii mei, avem tendința de foarte multe ori să ajutăm într-o direcție și în alta. În toate domeniile, dar un mare și real ajutor pentru slujitorii bisericii este să-i ajutăm în rugăciune. Doamne ajută-ne! Un om evlavios nu va uita niciodată să se roage pentru slujitorii Domnului. Că-l cheamă Pavel, că-l cheamă Petru, că-i Simeon, că-i Daniel, că-i un alt nume, n-are importanță ca nume, are importanță chemarea la care ește, că are nevoie de ajutorul dumneatale, soră și frate, ajutați slujitorii Domnului cu rugăciune. Și spune Scriptura astfel, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciune, auziți, dragii mei, este o adevărată binefacere pe care noi putem toți să o facem în ce privește aceea pe care Dumnezeu i-a chemat să vestească Evanghelia. Și oamenii evlavioși fac și lucrul acesta, zicem, Doamne, ascultă-le rugăciunea. Și spune mai departe aici, pe lângă o viață sfântă și o viață de evlavie, apostolul Petru spune prin Duhul Sfânt și încă un lucru, așteptând și grăbind. Vă aduceți aminte cei mai în vârstă, că atât de des se cânta cântarea aceea când noi eram copii, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Eu nu zic că nu se cântă și azi, se cântă, dar parcă atunci nu lipsea săptămână să n-aud cântarea aceea. Ei, dragii mei, vă rog să rețineți un lucru. Viață sfântă importantă, viață plină de evlavie foarte importantă, nu le putem separa una de alta, dar nici așteptarea nu putem separa de aceste două lucruri. De aceea, nu uitați, în Scriptură noi am găsit scris foarte multe fericiri pe care le-a rostit Domnul. Una din fericire aș dori să o amintesc și spune în Apocalipsa la capitolul 1 următoarele cuvinte la versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Prea iubiților, vă rog rețineți, dacă vreți să aveți parte de fericiri, citiți Scriptura și credeți cuvântul lui Dumnezeu. Hai să mai vorbim puțin scurt despre fericire. În Evanghelia după Luca, la capitolul 11, Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu o persoană, cu o femeie, iar în versetul 28 spune Scriptura astfel. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Este o adevărată fericire în seara aceasta să fim în casa Domnului, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu numai atât, să-l și păzim. E un har de la Domnul, o fericire care ne-o acordă El. Dragii mei, noi oamenii toți, la general vorbind, alergăm și căutăm fericirea. Dar vă rog să rețineți, nimeni nu ne poate da fericire decât unul care e fericit, care deține fericirea. Și știți cine este acesta? Ne spune Scriptura. E adevărat. În Cartea Domnului, la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, spune Scriptura următoarele. Nu citesc toate versetele, doar scurt la ce ne referim. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Cum este Dumnezeu? Este fericit.
Și El este singurul care ne poate ferici și pe noi. Amen. Și El deja și-a arătat dragostea Lui față de noi, oferindu-ne cuvântul și ferice de cine îl ascultă. Și mai ferice și, și în continuare și ferice de cine îl păzește. Și mai departe, ferice și de cine îl citește. Mărit să fie Domnul! El, fericitul Dumnezeu, vrea să ne fericească pe noi toți, a Lui să fie slava în veci! Hai să mai citim. La 1 Timotei, capitolul 6, spune Scripturile, următoarele, versetul 15, când vorbește despre păzirea poruncii, scrie astfel, care va fi făcută la vremea ei de singurul, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul stăpânitor, împăratul și, domn, și, împăratul, împăratul do, și domnul domnilor, este un Dumnezeu fericit, lăudat să fie Domn. Vă rog să rețineți aspectul acesta de fericire. El ne vrea fericiți. Noi, ca să intrăm în fericirea Lui, ascultăm cuvântul, îl păzim și apoi mergem acasă și îl citim. Doamne, ajută-ne! Amen. Vedeți dumneavoastră, și poporul Israel a trecut perioada aceea prin pustie, a ajuns în țara făgăduinței. Dumnezeu a avut un scop și cu ei, același care îl are și cu noi. Hai să citim. În Deuteronom, capitolul 6, spune cuvântul Domnului despre ei și îmi doresc și cred că deja am înțeles câteva lucruri despre dragostea lui Dumnezeu. Cu versetul 24, spunea Domnul prin Moise, Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi, așa cum ni se cere și nouă, să păzim cuvântul care îl auzim. Și spune mai departe, și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiți. Ce vroia Dumnezeu să facă cu Israel? Le-a dat legi și porunci, le-a spus să le păzească, să se teamă de Dumnezeu și le-a oferit fericirea, mărit să fie Domnul. Și spune mai departe aici și scrie, și să ne țină în viață cum face astăzi, mărit să fie Domnul. Prin îndurarea Lui se bucură omul de viață și tot prin ea am și eu suflare glorie Domnului. Căci dacă avem o ființă și o putere de mișcare și viață, o avem de la El, a Lui să-i fie slava. Și trăim pentru El într-o vreme ca aceasta și ne luptăm să trăim o viață sfântă, o viață plină de evlavie, așteptând să ne ajute Domnul. Pentru că am vorbit de fericire, la Daniel 12 cu 12 spune Scriptura următoarele cuvinte. Și le citesc cel puțin prima parte a versetului. Acolo Domnul îi vorbește printr-un sol ceresc lui Daniel și scrie, ferice de cine va aștepta. Biserica Domnului, ați obosit în așteptarea venirii Domnului Iisus? Sigur, El vine, El nu întârzie, dar vă rog să rețineți și aspectul acesta, ferice de cine va aștepta. Ce așteaptă oamenii de azi? Unii așteaptă sfârșitul pandemiei, unii așteaptă să se termine cu conflictele acestea, alții așteaptă câte și mai câte, nu le enumerăm. Biserica Domnului este fericită care are altă așteptare, are o altă nădejde. Hristos în voi, nădejdea slavei. Așteptăm venirea Lui. Sau dacă vreți, cum spune Apostolul Pavel lui Tit și citesc și lucrul acesta, cunoscute versete de dumneavoastră în capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așa să ne ajute Domnul. Și vă rog, luați aminte acum, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ferice de cine așteaptă. Avem o așteptare fericită. Va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Pentru ziua aceea, fiți gata. E cea mai frumoasă fericire să-i vezi fața. E cea mai frumoasă fericire să te închini înaintea Lui. Să-L vezi așa cum este. Vedeți dumneavoastră, noi de multe ori ne întâlnim unii cu alții, ne facem un bine, ne ajutăm într-o oarecare măsură, spunem mulțumesc, mi-e drag să ne vedem unii cu alții, mai spunem, știi, fratele m-a ajutat în nevoie, fratele mi-a făcut cunoștință cu cineva la nevoie și ne spunem lucrurile acestea ca o mulțumire sufletească cum unii pe alții ne-am ajutat. Dar vine vremea când această fericită așteptare se va sfârși
și ne vom întâlni cu acela care ne-a iertat păcatele. El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ne vom întâlni cu acela care ne-a vindecat bolile, pe noi sau în familiile noastre, numele Lui fie lăudat. Ne vom întâlni cu acela care a spus, vă este de folos să mă duc, că dacă mă duc la Tatăl, îl voi ruga și el vă va trimite Mângăitorul, Duhul adevărului. Ne vom întâlni cu acela care prin sângele Lui ne-a curățat, prin rănile Lui ne-a tămăduit. Ne vom întâlni cu acela care a fost mort în țărâna pământului și acum stă la dreapta Tatălui, viu în vecii vecilor, a Lui să fie slava. Ne dor de ziua aceea, ne dor de clipa aceea și vrem în vremea aceasta, dragii mei, să ne ajute Domnul să fim oameni sfinți, plini de evlavie și să așteptăm. Și să așteptăm și iară să așteptăm. Pe Cel ce vine va veni și nu va zăbovi glorie Domnului. Acesta este Domnul Iisus Hristos. În cartea Domnului, noi găsim scris că într-o împrejurare, Moise prorocea și spunea în Deuteronom, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, va pune cuvintele lui în gura lui și Domnul a avut în vedere să împlinească această făgăduință. Dar au trecut 100 de ani și nu a venit nimeni. S-a ridicat Samuel și nu s-a mai împlinit prorocia. A venit David și nu s-a mai împlinit prorocia. A venit Ieremia, Isaia, Zaharia, Maleahi și nu s-a mai împlinit prorocia. A venit și Ioan și a strigat, vine unul după mine, el este mai mare decât mine. Nu sunt vrenit nici măcar să-i duc încălțămintele sau să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El, acela mare, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, slăvit să fie Domnul. Și așteptau evreii de sute de ani să vină prorocul despre care a vorbit Moise. Așteptau evreii de 1000 și circa 3-400 de ani să se împlinească prorocia și parcă nu se mai împlinea. Și așa suntem și noi în vremea aceasta. Unii își bat joc, unii râd, venirea lui Hristos, Domnul, venirea Lui pe norii cerului, ce bazaconii, ce invenții, dragii mei, sunt adevărurile lui Dumnezeu, că Domnul Iisus va veni și noi credem cuvântul Său, lăudat să fie Domnul. Așa cum spune o cântare veche, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc, altceva trece ca spuma, dar Evanghelia rămâne că ce cuvântul Tatălui, binecuvântat să fie Domnul. Și găsim scris în Scriptură, că a fost un om care aștepta. Părinții lui, bunicii lui, străbunicii lui la rând au așteptat. Și omul acesta a așteptat și el. Și aș vrea să luăm câteva exemple de la omul acesta care a aștepta. Și aș dori să ne oprim asupra acestui termen a aștepta, a verbului aștepta. Pentru că e ferice de cel care așteaptă. Și spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca la capitolul 2 următoarele cuvinte despre acel om Simeon, cunoscut de dumneavoastră. În versetul 25, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta. După 1000 și ceva de ani trecuți, omul acesta încă aștepta împlinirea prorociei care Domnul a făcut-o prin Moise. Și aștepta, și spune Scriptura, aștepta mângăierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Reținem, vă rog, dragii mei, la acest om câteva calități care le-am amintit, dar mai le repet, să veghem asupra vieții noastre să le avem. Omul acesta ducea o viață sfântă, așa să ne ajute Domnul. Amen. Fugim de păcat și ne aruncăm în brațele Domnului sau ne abandonăm în brațele Lui. Apoi, omul acesta era cu frica lui Dumnezeu, plin de evlavie, știa să se teamă de Dumnezeu și în așteptarea lui, spune Scriptura, vă rog, rețineți, și Duhul Sfânt era peste el. Doamne, lasă-L și peste noi. Doamne, îmbracă-ne cu putere de sus. Domnul Iisus Hristos, pe când se înălța la cer înainte de înălțare, a stat de vorbă cu ucenicii și în Luca 24 cu 49 a spus următoarele, partea a doua. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Doamne, îmbracă-ți biserica în vremea aceasta.
Doamne, îmbrăcă sfinții tăi în vremea aceasta cu putere de sus, ca să putem aștepta stând în picioare, cu mijlocul încins, cu făclia aprinsă, să așteptăm stăpânul că vine. El este mirele ceresc, a lui fie slava în veci. Spune cuvântul Domnului că Duhul Sfânt era peste omul acesta, dar vă rog, urmăriți, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri să vadă pe Hristosul Domnului. Ce înțeleg? Înțeleg că Duhul Sfânt comunica cu omul acesta. Duhul Sfânt îi transmitea înștiințări de sus de la Dumnezeu. Zic, Doamne, fă-o și la Deva. Amen. Ca biserica Domnului, dragii mei, în urma unei vieți sfinte cu temere de Domnul și plină de evlavie, în urma așteptării noastre și a venirii Domnului Iisus Hristos pe norii celui după noi, fiți plini de Duh. Dar totodată să-i spunem, Doamne, lasă roada Duhului și darul Duhului în biserica Ta. Amen. Comunică, Doamne, și în vremea aceasta cu biserica Ta și Dumnezeu să lucreze. Amen. Că biserica Domnului are nevoie și în vremea aceasta și în vremea viitoare de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al Domnului, fie numele Lui binecuvântat. Și Zaharia primea, și Simeon primea înștiințări de la Domnul. Duhul Sfânt îi spune, n-ai să mori. Tu, Simeoane, tu n-ai să mori, tu aștepți, ai o viață sfântă, ai o viață cu frică de Domnul. Uite, tu n-ai să mori, tu ai să vezi pe Hristosul lui Dumnezeu. Și citim mai departe, versetul 27. El a venit în templu mânat de Duhul. Știți cum sunt numiți aceia care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Spune apostolul Pavel că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și pentru că suntem fii al lui Dumnezeu răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, haideți în vremea aceasta să ne lăsăm călăuziți sau cârmuiți de Duhul Sfânt al Domnului. Doamne ajută! Că Duhul Sfânt niciodată nu o să ne cârmuiască nici la distracție, nu o să ne cârmuiască nici la păcat, nici la fără de legi. Și spune Scriptura că Duhul Sfânt l-a îndemnat pe omul acesta, l-a condus, l-a mânat să meargă la templu, la casa Domnului. Doamne ajută! Știți dumneavoastră că dragostea lui Hristos ne strângea la un loc, dar dragostea lui Hristos, Domnul, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, mărit să fie Domn. Și uite omul acesta, Simeon, care după 1300 de ani, aproximativ spre 500 de ani, nu știm data exactă, dar după atâtea 1000 și ceva de ani, el aștepta statornic în timpul vieții sale să vină Mesia. Să vină Hristosul Domnului, să vină mângăiere pentru Israel. Doamne, vină cu mângăierea și pentru Deva, că Duhul Sfânt are și rolul acesta de mângăitor și fie ca El să mângăie fiecare inimă. Amin. Dar tot atunci, tot în vremea aceea, s-a mai întâmplat ceva. Spune Scriptura, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la El ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe. A avut harul să-L iei în brațe pe Domnul Iisus Hristos, că Duhul Sfânt i-a zis, nu ai să mori, ai să-L vezi. Și într-o bună zi, nu știu ce zi a fost, sabat, luni, marți, joi, vineri, eu nu știu, cel puțin eu nu știu, dar într-o bună zi Domnul prin Duhul Sfânt l-a îndemnat să meargă la templu, să meargă la templu. Și așa de insistent a fost prezența Domnului, s-a lăsat călăuzit, s-a dus și acolo s-a împlinit cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt. Nu ai să mori, ai să-L vezi pe Mesia și a avut harul să-L iei pe brațe, mărit să fie Domnul. Noi avem harul să fim luați pe brațe, binecuvântat să fie Domnul, de Cel care este căpetenia desăvârșirii credinței noastre, Hristos Domnul, a Lui să fie slava. Dar spune Scriptura surorilor că acolo era o femeie în vârstă văduvă. Știți despre Ana, citesc doar cuvântul Domnului, versetul 37. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu. Ascultați! Zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Așa să ne ajute Domnul. În vremurile acestea, un om evlavios, alături de lucrurile care le cunoaște sau au fost amintite, îl slujește pe Domnul zi și noapte cu post, cu rugăciune și Dumnezeu să asculte rugăciunea și să primească închinarea. Dar a venit și ea în același, ziceți dumneavoastră, același ceas, spune Scriptura. A venit în același ceas și spune, și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau.
Și noi vorbim astăzi din Scriptură pentru că suntem aceia care așteptăm. Sunt mulți oameni care sunt în jurul nostru, dar oare așteaptă ei să vină Domnul? Dumneavoastră ca Biserică Emanuel de la Deva, așteptați să vină Domnul? Amin. Doamne ajută! Amin. Vedeți dumneavoastră, s-a făcut o conjunctură pe care, cum s-o fi întâmplat? Citesc un cuvânt din Matei 24. Spune Domnul Iisus Hristos următoarele cuvinte, versul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Despre ziua aceea și despre ceasul acela. Revenim la cuvântul Domnului din Luca. Simeon, mânat de Duhul Sfânt, ajunge la templu. Ajung și părinții cu pruncul la templu și spune, a venit și ea, Ana, în același ceas. Cine i-a coordonat să ajungă toți odată acolo? Duhul Sfânt care era peste ei, slăvit să fie Domn. Și noi, dragii mei, așteptăm ceva. Știți ce spune Apostolul Pavel? Așa de cunoscute sunt cuvintele acestea, parcă la mormântări se predică mai mult ca oricând din ele. Citesc 1 Tesalonic 4 cu 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amen. Dar cine o să facă lucrarea aceasta? Cine o să învie? Cine o să facă transformarea? Cine o să ne ducă sus? Pentru că Scriptura spune și citesc aici, vom fi răpiți toți împreună. Păi cine ne răpește? Și spune, vom fi totdeauna cu Domnul. Dragii mei, la această întrebare ne răspunde Scriptura. Aduceți-vă aminte de un om pe nume Filip, a alergat, a ajuns într-un car, l-a întrebat pe acel famen etiopian, înțelegi ce citești? Nu, hai sus. La un moment dat famenul zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, da. Și s-a făcut lucrarea. După aceea ce spune Scriptura? Famenul și-a văzut de drum plin de bucurie, iar ce s-a întâmplat cu Filip? Duhul l-a răpit. Dragii mei, ceasul acela pe care mult se străduie să-l afle, ceasul acela este sub coordonarea Tatălui și cum cei trei s-au întâlnit în același ceas sub tungerea Duhului Sfânt prezent toți acolo, El, Dumnezeu, în ceasul acela, prin Duhul Sfânt va învia pe cei morți, îi va transforma pe cei vii în viață și vom fi răpiți să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. De aceea fiți plini de Duh. Zic, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Fie ca Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste noi. Așa de mult avem nevoie de Duhul Sfânt în viața aceasta, de aceea și spunea Domnul prin Duhul Sfânt, prin Pavel, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetuiți, pentru când? Pentru ziua răscumpărării care o așteptăm, ziua când va veni Domnul pe norii cerului, ziua în care Duhul Sfânt va lucra în dumneatale și în mine, în cei care sunt în țărâna pământului și în ceasul acela ne va ridica pe toți, și îl vom întâmpina pe Domnul văzduh, să fim totdeauna cu El. Doamne, adă ziua aceea! Mai citesc în Ezechiel, la capitolul 3, spune Scripturile următoarele cuvinte, în versetul 12. Și Duhul m-a răpit și am auzit înapoi a mea. Și-ți continuă ce a auzit. Rețineți, până și în Vechiul Testament, Duhul Sfânt era prezent și în cazul lui Ezechia l-a răpit. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt, dacă vreți, și în vederea răpirii, și în vederea trăirii pe pământul acesta, dar și pentru ziua răscumpărării. Mai citesc, versul 14. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului apăsa peste mine, apăsa tare peste mine. Dragii mei, recunoaște Ezechiel că Domnul prin Duhul Sfânt l-a răpit. Hai să mai citim ceva. Tot aici la Ezechiel, spune Scriptura la capitolul 8 cu versetul 3, tot despre cazul acesta, despre răpirile acestea.
El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între cer și pământ. Vă rog să rețineți aspectul acesta. Duhul m-a răpit între cer și pământ. Știți ce spune apostolul Pavel? Păi mai citim o dată, ca să nu greșim nici măcar cu o iotă. Acolo spune în Tesalonicenii următoarele cuvinte, vă rog să rețineți că Ezechiel era răpit între cer și pământ. Aici Scriptura spune, la 1 Tesalonicenii așa, apoi noi cei vii care vom fi rămași vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, unde-s norii? Între cer și pământ, da? Și mai departe și spune, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, Doamne ajută-ne! Dumnezeu l-a răpit pe Ezechiel între cer și pământ și acolo va fi ridicată și biserica Domnului, mireasa Domnului, învrednicească-ne Domnul la harul acesta. Dragii mei, pasaje sunt multe în Scriptură, în cartea lui Ezechiel, în care ne este prezentat că Domnul prin Duhul Sfânt l-a răpit pe Ezechiel. Ce-mi doresc? Noi să fim plini de Duhul Sfânt. Așteptăm pe Domnul, dar nu oricum. În cartea Domnului noi găsim scris și apostolul Petru vorbea și doar doresc să recitesc așa scurt aceste cuvinte care au fost citite în scrierea sa la capitolul 3 astfel. Așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Dragii mei, în așteptarea noastră, noi trebuie să avem în vedere un lucru. Au fost 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 nechipzuite. Toate au așteptat. Dar cele înțelepte și-au luat cu ele vas, un de lemn în vas. Vă rog, rețineți, acum se mai poate cumpăra un de lemn pentru vasele dumneavoastră. Acum a venit să cumpărați în dar și fără plată, că Domnul dă. Să nu fim ca fecioarele nechipzuite care n-au luat un de lemn în vas. Și spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni, și apostolul Pavel vorbește la capitolul 4 următoarele cuvinte, versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, trupul acesta, pentru că această putere nemaipomenită despre care Domnul spunea să nu vă depărtați de la Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Căutați să vă umpleți vasul inimii, ființa dumneavoastră, cu uleiul sfânt al Domnului. Că Dumnezeu a făcut din noi templu Duhului Sfânt, mărit să fie Domnul. Și dacă suntem templu Duhului Sfânt, în templu să fie Duhul Sfânt, în templu să fie marele preot, în templu să fie Evanghelia, fie numele Domnului binecuvântat. Dragii mei, în așteptarea aceasta, vegheați. Vegheați fiecare în dreptul lui să nu vă lipsească unde lemnul. Mai citesc în cartea Domnului următoarele cuvinte. La Efeseni, la capitolul 5, Domnul vorbește prin apostolul Pavel astfel și spune în versetul 17. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Păi care e voia Domnului? Dacă este să ne folosim de pasajul acesta, de exemplu spune în versetul 15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Sau cu alte cuvinte, umblați cu băgare de seamă, nu ca fecioarele nechipzuite, ci ca fecioarele înțelepte, care și-au luat un de lemn în vas, așa să ne ajute Domnul. Mergem mai departe. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Nu fiți fecioare nechipzuite, nepricepute, să stați pasivi la harul Domnului și la Duhul Sfânt care îl dă Domnul și azi, mărire Lui. Citeți mai departe. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Adică noi nu suntem chemați să trăim în desfrâu și destrăbălare în păcat. Ba din potrivă, dragii mei, spune Scriptura. Din potrivă, fiți plini de Duh. Doamne ajută! A fost un ceas și o clipă în care fecioarele nechipzuite au plecat să-și cumpere. Dar în perioada când ele au plecat să-și mai cumpere, spune cuvântul Domnului că a venit mirele. Și cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă. Cele care erau gata aveau candele și luminau. Cele care erau gata aveau un de lemn rezervă în vase
erau gata. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și un de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap, că Domnul nostru va veni, fie numele Lui binecuvântat. De aceea, în așteptarea în care suntem, avem nevoie să fim umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Sufletul nostru tânjește și spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, strigând într-o zi să fie auzit: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și tot el a mai strigat și spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Doamne, ajută să fim setoși, setoși după neprihănire, setoși după sfințire, setoși după apa cea vie, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fie ca El să-L reverse peste noi. În Psalmul 46 spune cuvântul Domnului, hai să citim aici un cuvânt care spune astfel, în versetul 4: este un râu ale cărei izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Și doresc ca acest râu să curgă mai departe și aici. Amen. Hai să dăm năvală, că cine dă năvală pune mâna pe împărăție, iar ca să intri în împărăție ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. De aceea, nu stați nepăsători, ridicați-vă în capul oaselor și alergați spre împărăția lui Dumnezeu, că El o dă în dar și fără plată. Spunea Domnul într-o împrejurare: turbă mică, nu te teme, că Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Dar noi ce să facem? Dacă El ne-o dă așa cu plăcere, hai în vremea aceasta să fim oameni sfinți, să fim oameni evlavioși și să așteptăm așa cum îi place Domnului, cu o viață sfântă, cu evlavie, cu frică de Domnul, plin de Duhul Sfânt, comunicând și lăsându-ne călăuziți de Duhul Sfânt, să așteptăm că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Numele Lui este Hristos Domnul, a Lui să fie slava. Citesc dar câteva versete scurte, selectiv din Scriptură, în Evanghelia după Matei. Spunea Domnul Iisus Hristos în capitolul 24 următoarele cuvinte, versul 42: vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Dragii mei, în așteptarea noastră, nu vă culcați. Nu vă culcați. Vegheați. Doamne ajută! Amen. Sunt frați în vârstă care au făcut armata surorilor dumneavoastră, nu? Dar ei știu ce înseamnă să vegheze. Toți ceilalți din jur dormeau, dar el veghea de santinelă. Adică 3 ore, alții dormeau bine și visau câte cele, și un om, o persoană în unitate, în mai multe locuri, în mai multe posturi, stăteau și erau treji. Se uitau peste gard sau se uitau și supravegheau drapelul. Fiți oameni vegheatori, toți, Doamne ajută! Versetul 13 din Matei 25: vegheați dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Vegheați și în veghere fiți plini de Duh. Mai citim în cartea Domnului la 1 Tesaloniceni. Spune cuvântul Domnului următoarele cuvinte și acelea cunoscute de dumneavoastră. Apostolul Pavel îi scria atunci a tesalonicenilor, acum ne spune nouă. Versetul 6, capitolul 5, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Doamne ajută! Hai să mai citim ceva. Spune în Apocalipsa de data aceasta, mai sunt multe cuvinte în privința aceasta, le mai găsiți dumneavoastră acasă. În Apocalipsa 16 cu versetul 15 scrie așa: iată că eu vin ca un hoț, ferice, că tot am mai vorbit și de fericiri, ferice de cel ce veghează, Doamne ajută-ne, și își păzește hainele albe curate, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea, binecuvântat să fie Domnul. Ori cuvântul Domnului pe noi ca biserica Domnului în vremea aceasta vrea să ne atenționeze: e vremea venirii mirelui, pentru ziua aceea fiți sfinți și plini de evlavie, fiți oameni care așteptați pe Domnul în veghere. Și, dragii mei, în vegherea aceasta, fiți plini de Duh. Pe bolta cerului albastru, din slava tronului înalt, e aproape clipa când se apară un prinț de slavă încoronat. Și acesta prinț se cheamă Iisus. E Mesia, Sfânt Împărat. Când vine El cu slavă mare și ochii tăi îl vor vedea, El va striga cu voce tare: o vino tu, mireasa mea,
că ce destulă suferința, e ziua cununiei tale, e ziua să se cânte mărire, slavă, osanale. Atunci va fi o zi însemnată cum n-a mai fost din veșnicii, când lacrimile-ți vor fi șterse, urmând eterne, eterne bucurii. Măriți să fie Domnul! Doamne, fă-ne parte de El! Și Apocalipsa se încheie cu acele frumoase cuvinte primite de Ioan de la Domnul, și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino, Doamne Iisuse! Iar din cer s-a auzit un glas care a spus, iată, eu vin curând, e glasul mirelui, să-L așteptăm. Amin.